și gala, finala sezonului al șaselea al emisiunii Mireasa continuă. Rememorăm poveștile, începuturile poveștilor de iubire din Casa Mireasa și am ajuns la Gabriela și la Valentin, care au avut, știi cum e, la ei a fost începutul ok, cuprinsul ok, la sfârșit a fost foarte tulbure treaba, nu-i așa? Așa ne este. Ne-am împiedicat puțin, da. V-ați împiedicat puțin, da. Dacă o întreb pe mama Gabrielei, nici nu știu dacă mai aveți vorbe să spuneți, pentru cât de supărat ați fost, cred, nu? La microfon, vă rog. Dezamăgiri au fost, dar au trecut. Au trecut. Important este să fie ei doi bine. Da. Că până la urmă e drumul lor de acum încolo. Păi hai să le vedem povestea și o să mai vorbim după aceea. Bună, numele meu este Gabriela, am 26 de ani, vin din Sibiu și sunt polițist. În urmă cu 4 luni, Gabriela intra în Casa Mireasa plină de ambiție. Fiind foarte sigură pe ceea ce își dorește și ce intenționează să facă pe viitor cu un potențial iubit. Îmi doresc să am alături de mine un bărbat care să-i placă să facă sport, un bărbat care să aibă încredere în sine, să aibă o gândire și o energie pozitivă, să fie independent. Indiferent de situație, eu sunt hotărâtă să rămân la Sibiu, iar viitorul partener ar trebui să ia în calcul acest lucru și, dacă este hotărât, să vină după mine. La fel de hotărât și sigur pe el a fost și Valentin încă de la începutul competiției. Viitoarea mea soție, mi-aș dori să fie o persoană sportivă. Nu aș vrea să fi fost căsătorită, însă m-ar deranja dacă ar avea copii. Îmi doresc foarte mult să mă însor, dar nu mă voi grăbi dacă nu voi găsi persoana potrivită. În Turcia am avut ocazia să vedem cât de serios a vorbit Valentin despre ceea ce își dorește încă de la prima întâlnire pe care a avut-o cu Ana. Am un băiețel. Ai acceptat situația în care sunt? Sincer, nu-mi place ideea asta. Deci nu te-ai vedea, nu ai accepta? Nu. Pe de altă parte, Gabriela părea să aibă o întâlnire reușită cu Viorel. Ești pasionată de gătit? Nu pot să zic că ador să gătesc. Ok, dar ce faci de nevoie? Mai bine gătesc decât să-ți povestesc. Serios? Exact. Super tare. Facem gustiul. Însă după alinierea din gală, ochii ei s-au oprit asupra lui Valentin, căruia de atunci i-a căutat constant prezența. Să știți că faptul că există o alegere acum nu înseamnă că este alegerea aceea definitivă. Acum m-a dus gândul, să zic. Și nu-mi pare rău. Păi ce să zic, mi-a părut bine să te cunosc. Și rămâne să ne cunoaștem mai bine. Cu siguranță, da, o să ne cunoaștem mai bine. Ca un bărbat de cuvânt, așa cum a spus că este, Valentin și-a ținut promisiunea făcută la ultimul party din Turcia. Și odată a ajuns și în Casa Mireasa, a petrecut timpul mai mult în compania Gabrielei. Cred că șansa mea, mă, din 8-9-10 fete să găsesc o față chiar cum îmi place mie. Și cum sentimentul părea să fie reciproc, Valentin a făcut rapid pași în cunoașterea Gabrielei, folosindu-se de orice mijloc pentru a ajunge la inima ei. Să știi că în acest moment mă gândesc la tine. Dar ce puteai să zici? Câte păr? Mi-a spus că abia aștepta să mă vadă și că s-a gândit toată ziua la mine. Ăsta e un semn că e îndrăgostit, nu? Așa cum era de așteptat, anunțul că cei doi formează un cuplu a venit la scurt timp împreună cu primul sărut. Gabriela, Valentin, vă declarați un cuplu în Casa Mireasa? Da, normal. Din acel moment, iubirea lor a prins aripi, crescând cu fiecare zi și cu fiecare întâlnire pe care au avut-o. Ce vreau să-mi dă pe ei? Nu știu, poate liniștea pe care mi-o fac. Ioi, deci nu cred că nu! Mă, ce rușine! În punctul în care am ajuns în această relație, într-adevăr, îmi doresc să fiu cât mai mult cu Gabriela, îmi doresc să petrecem cât mai mult timp și îmi doresc și intimitate și tot ce este nevoie într-un cuplu. Nimic nu anunța să strice armonia unui cuplu ce părea perfect în acele momente. La mulți ani să fiți fericiți! Să una tactifica mătucea mea. Însă venirea doamnei Florii, mama lui Valentin, a tulburat apele. Și între cei doi îndrăgostiți, problemele începeau să apară. Nu știu ce ai hotărât tu cu Gabriela, dar eu ca mamă îmi doresc să nu vă căsătoriți aici.
Refuzul doamnei Flori de a accepta o posibilă nuntă a dat startul unor discuții pe care nu ne-am fi imaginat să le vedem între Valentin și Gabriela. În momentul în care las pe cineva să se atingă de corpul meu, înțelegi? Dar poate și pentru mine e foarte important. Eu cu Valentin vreau să discut, pentru că eu cu el plec de aici. De ce mai ai nevoie să te convingi că sunt aleasă? De ce crezi că am nevoie de a mă convinge? Cu toate acestea, Valentina a mers mai departe pe drumul iubirii alături de Gabriela, lăsând impresia că toate incertitudinile s-au risipit. Și la aniversarea celor 3 luni de relație în cel mai romantic oraș, Venim! A adresat cea mai importantă întrebare din viața lui. Deci mai întreb o dată, să întrebi unde ești. Da, 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 din toată inima și din tot sufletul. Gabriela, vrei să fii soția mea? Da. Doamne, nu pot să explic în cuvinte ceea ce sunt acum. Mi s-a împlinit visul, pentru că eu la asta visam de mică, să fiu cerut aici, la Paris. Da, pentru toată viața și din tot sufletul și din toată inima. Am fi crezut că toate problemele au dispărut odată cu rostirea acestui da hotărât, însă pentru cei doi i-a urmat o perioadă de mari încercări. Eu îți au puterea ție? Așa am simțit. Să nu audă nimeni cuvintele pe care le-am auzit. Nu te interesa că plângea pe acolo, pe jos și tu râdeai. Dacă tu vrei să crezi asta, poți să crezi. Oricum crezi doar ce vrei tu. Odată ai făcut așa cu Viorel. Așa. Și a doua ai făcut așa. Tu mi-ai dat de înțeles că ai înțeles treaba asta? Mi-ai dat de înțeles măcar o secundă? Absolut deloc. Am simțit că nu e logodnicul meu, ci un adversar. Că nu se rezolvă nimic, Gabriela, să știi. Ai plecat de lângă mine. Nu ai vrut să discuți cu mine. Ai discutat cu mama ta, nu cu mine. Și așa va. Ți-am spus să stai să vorbim. Am venit. Și pe urmă te-ai așezat acolo. Și când spuneam, mă, fată, tu te auzi ce spui, tu ai zis că ți se pare normal. Doamna Florin. Ești cu musca pe căcioi și tu te simți atacat. De ieri, Marin. Aruncați cu țăgeți și mama ta și tu spre mine. M-am controlat să zice, nu mai pot. Durerea și suferința au fost atât de mari încât logodna atât de sigură s-a rupt. Iar Valentina a hotărât să nu mai facă nuntă la finalul emisiunii. Ar trebui să luăm o decizie astăzi în legătură cu ceea ce veți face pe 23. Pentru mine durerea e prea mare, să dea el. 100% nu aici. 100%, da? Prea rău mă doare. Însă până la urmă iubirea a învins și după multe ore de discuții și negocieri, Nelul a ajuns din nou acolo unde era locul și cei doi se pregăteau pentru ziua cea mare. Nu este cu capul cel mai bine. E vreo ce vei bine. Orice e de tu. Nu este de bine. Ce-am făcut? Te regăsit de bine. Aici? Mhm. E sigur? 100%? Da. Mă fac mereu. Din nou, dacă îți dorești să fac adevărat, se îndeplinește. Astăzi sunt puși în fața unei decizii pe care nu o vor uita niciodată. E, n-a fost ușor. Acum că tot ați fost voi acuzați că nu vă certați. Da, da, exact. Nu aveam din ce să ne certăm. Și la un moment dat când s-a întâmplat. Când a fost, a fost. Da. Când a fost, a fost. Care ți s-a părut cel mai greu moment, Gabriela? Dacă mă întrebați acum, cel de luni. Ultima ceartă pe care am avut-o a fost grea. O să poți să treci vreodată 100% peste ziua aia de luni, așa să spui că eu consider că am trecut deja. L-am iertat. 100%, dar... Și pe doamna Flori? Da, da. Cumva evenimentul ăsta a venit la pachet, ca să citesc pe doamna Flori. Așa este, nu sunt genul de om care să țin supărare, iert foarte repede, dar sunt foarte precaută pe viitor și rezervată, poate. Dar, da, am iertat. Și în privința lui? Da. Am iertat, dar sper doar că el și-a învățat lecția, atât. Valentin? Da. Nu e ușor să auzi așa ceva. Eu am zis că am comis-o. Am greșit, parcă s-a scurit ce cuita creierul. Nu știu ce a fost cu mine. Am greșit rău. Pentru tine care a fost cel mai greu moment? Tot asta. Acesta.
Nu știu dacă ai apucat să ai o discuție cu mama Gabrielei, poate că o să o aveți așa în tihnă afară și cu tatăl Gabrielei. Sigur. Da, cu tatăl Gabrielei, știi cum e, mă uit la dumneavoastră și vă văd așa un pic mai senin. La mama simt așa o... Cum să-i spun, doamna, așa ceva pe suflet care e acolo și... Nu, deci am... ca și cum am șters tot. Începem de la început. Noi le dorim casă de piatră și să fie fericiți și noi o să fim lângă ei. Asta e cel mai important, să știe că familiile sunt alături și că îi ajută și îi iubesc necondiționat. E fratele tău acolo? Da. Auzi, ești însurat? Nu. Câți ani ai? 21. Mai stai un pic și vii după aceea la Mireasa? Așa, vreo câțiva ani? N-ar fi rău. Ți-ar plăcea? Da, sigur. Chiar. Doamnă, veniți cu el. Veniți cu el dacă vine. Nu lăsați așa de capul lui, nu? Nu? Vă mai gândiți. Să mai crească un pic. Așa facem, să mai crească un pic. Dar vedeți că el n-a zis nu. Cred că i-a plăcut ce a văzut. Ok, facem